Poliției și din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, în colaborare cu Biroul pentru Protecția Animalelor și secția numărul 1 Poliției Iași, au desfășurat o serie de activități dedicate protecției animalelor în municipiul Iași. Aceștia au verificat respectarea legislației în vigoare referitoare la protecția animalelor în diverse contexte. Acțiunea a vizat în special respectarea normelor sanitare veterinare în procesul de vânzare, înstrăinare sau achiziționare a animalelor, precum și deținerea și transportul acestora fără documentele necesare. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Biroul pentru Protecția Animalelor și secția numărul 1 Poliție Iași au desfășurat activități în materie de protecție a animalelor pe raza municipiului. Acțiunea a presupus verificarea respectării legislației sanitară veterinară în vigoare, cu prilejul vânzării, înstrăinării în orice mod a animalelor, cumpărării ori luării acestora în proprietate cu orice titlu, verificarea deținerii sau transportului de animale neidentificate și neînregistrate, precum și verificarea respectării legislației sanitare veterinară în vigoare privind deținerea câinilor periculoși sau agresivi. În cadrul acțiunii au fost legitimate 31 de persoane și au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale. Totodată, un bărbat din municipiul Iași a fost depistat în timp ce oferea spre vânzare un exemplar canin juvenil, iar o femeie din orașul Târgu Frumos în timp ce oferea spre vânzare 2 exemplare canine juvenile. Întrucât s-a constatat că cei doi i-au oferit spre comercializare animalele fără respectarea normelor în vigoare, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii prevăzută de articolul 25 alineatul 1 litera B din legea numărul 205 din 2004 privind protecția animalelor. În timpul desfășurării activității, doi cetățeni au fost depistați în timp ce ofereau spre vânzare exemplare canine juvenile fără respectarea normelor legale. Astfel, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii prevăzute privind protecția animalelor. Polițiștii continuă să monitorizeze și să intervină acolo unde este necesar pentru asigurarea unui tratament adecvat și respectuos față de animalele din comunitate.